Așa s-au trezit o grămadă de investitori, criptomaniaci, investitori în tot felul de tokeni, în speranța că într-o dimineață conturile lor o vor lua razna și toate problemele din viața de zi cu zi vor lua sfârșit, mulțumită unui coin cu nume ciudat, dar fancy în același timp. Zilele trecute, unul dintre cele mai mari crypto exchange-uri din lume, FTX, a anunțat că e aproape de faliment, asta după ce Voyager Digital, un alt crypto asset manager lender fucking shit, intrase și el în faliment și fusese ulterior preluat pentru suma de 1,4 miliarde de, cine credeți, bam 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 bam, chiar de către FTX. Voyager Digital, the crypto brokerage, number 28 most popular in the entire financial category. Mind-blowing. I believe this stock is set up in such an attractive risk-reward that I can't do anything but buy this stock right now. And I bought $22,000 worth of shares, which is a big move because I'm looking at this stock and I see 10x written all over the stock over the coming years. O companie mai mică dă faliment, alta mult mai mare o cumpără și ce crezi, și aceasta se prăbușește și mai sunt Celsius Network faliment, criptomoneda Terra Luna o excrocherie și multe altele care au blocat retragerile de bani după acest scandal, mi se pare incredibil. Nici măcar nu mai pot să scos banii de pe platformele astea fantomă în care lumea crede, promovate fiind, după cum vom vedea imediat, de persoane ultra mega cunoscute. The guy you see next to me is the most generous billionaire in the world and I found him. The most generous billionaire ever, where you can get 10% off on your trading fees. FTX, there are no fees whatsoever. And if you sign up with our link... Shut the fuck up. FTX a fost fondată în mai 2019 de către Sam Bankman-Fried și a reușit în doar 3 ani de zile să dețină active în valoare de multe, multe miliarde de dolari în doar 3 ani, de la 0 la 10 de miliarde, asta ca să vedeți câtă putere și câtă influență poate avea o asemenea fraudă până la urmă sau altfel spus nimic altceva decât o schemă Ponzi. Iar lumea cripto, deși probabil nu în totalitate, dar în mare parte, este plină de astfel de scheme Ponzi, de abureli și prosteli, care nu duc altundeva decât la colaps. Însă dacă asta vi se pare grav, credeți-mă, există ceva și mai grav, doar rămâneți cu mine pentru încă câteva minute și o să vedeți ce, nu înainte de a explica puțin ce înseamnă o schemă Ponzi. O schemă Ponzi este un tip de fraudă care presupune atragerea unui număr cât mai mare de investitori ce sunt păcăliți să creadă că investesc într-o companie sau un produs care în realitate nu există. Profiturile investitorilor mai vechi sunt plătite din fondurile aduse de investitorii nou intrați în schemă, adică de cățeluși, de șoareci veniți mult prea târziu și intrați în speranța unui mult prea popular 10X. 10X. Și pe măsură ce schema Ponzi se dezvoltă, organizatorii plătesc câștigurile promise investitorilor mai vechi, pe de o parte pentru a certifica investitorilor noi și potențiali buna credință a afacerii, pe de altă parte pentru a dovedi investitorilor mai vechi că profitul într-adevăr există și că decizia lor de a investi a fost una bună. Mai mult decât atât, chiar și vechii investitori sunt deseori îndemnați să nu scoată banii, ci să reinvestească totul pentru un câștig și mai mare. Riscurile sunt mici sau chiar inexistente, iar câștigurile sunt enorme. Asta îi atrage pe mulți să investească într-o astfel de schemă de dragul îmbogățirii rapide, aceștia fie ignoră faptul că nu știu absolut nimic despre obiectul investiției lor, fie nu au educația sau competența necesară pentru a-și pune câteva întrebări înainte de a-și arunca proprii bani la gunoi. Asta a făcut și nenea Sam de la FTX și asta fac mulți de fapt, crearea unui așa zis token revoluționar cu care nu poți face nimic altceva decât să te uiți pe grafic cum crește și scade. Ulterior, promovarea intensă a acestuia astfel încât să atragă cât mai mulți șoricei. Tot felul de webinarii, gale prin nu știu ce orașe mari din lume, plătești cei mai mari și cei mai cunoscuți YouTuberi să promoveze tokenul și uite așa se poate ajunge simplu de la 0 la miliarde de dolari. Tokenul creat de Sam, FTT, arată cam așa, de la $1 la $85 și înapoi la pământ, după ce lumea își dă seama că nu e altceva decât un mare bullshit și doar imaginați-vă câți au sperat la îmbogățire cumpărând aici,
și recent au fost prinși cu pantalonii în vine. Și vă spuneam la început că există ceva și mai grav decât asta, și anume lipsa de bun simț până la urmă a youtuberilor mari și nu numai, indiferent că vorbim aici de youtuberi internaționali sau de mapeții de la noi, atunci când acceptă să promoveze asemenea porcării. Ca youtuber știu și eu cât e de greu să susții un canal, să depui foarte, foarte mult efort cu minime răsplate, așa că e ceva normal să atragi uneori sponsor și nu poți avea niciun control asupra companiei care te sponsorizează, se poate întâmpla oricând ca aceasta să ajungă chiar la faliment pentru că nu ține de tine ca și persoană care îi promovează. Ce ține de tine însă este research-ul asupra acelei companii înainte de a accepta să fii plătit pentru a-i promova, asta a expus extrem de bine Ciprian Lospa, un youtuber român cunoscut pentru criticile asupra acestor fake gurus, în acest clip pe care vă recomand să-l vedeți. Foarte mulți acceptă să promoveze căcaturi fără a interesa de nimic altceva și în primul rând am mai spus asta și repet și voi mai repeta în continuare, fără a interesa de urmăritori, datorită cărora până la urmă acești youtuberi au devenit cunoscuți. Unii sunt urmăriți de mii, zeci de mii, milioane de oameni și cu siguranță din toți acești abonați, mulți își bagă bani în ceea ce ei promovează și mai apoi se trezesc peste noapte ori cu zero, ori că nu își pot retrage banii, ori mai știu eu ce alte motive, iar asta se întâmplă exact acum. Investor, these drops could be viewed as a potential opportunity and that's where a sponsor FTX US comes in. They're one of the largest US regulated cryptocurrency exchanges in the world with millions of users who trust them to buy, sell, track and trade both crypto currencies and NFTs all in one place with fees that are up to 85% lower than the top competitors. They're also founded by Sam Bankman-Fried, one of the wealthiest people in the world under the age of 30. Move on, a quick message from FTX US who sponsored this video. As always, if you want to sign up for FTX US and trade stocks and crypto with the best fees in the business on the US regulated crypto exchange, which literally is the best in the business. Este de-a dreptul penibil cum persoane ca Mitt Kevin, Graham Stefan, Jeremy Financial Education, Tom Nash, Andrei Gic și mulți, mulți alții care fac o grămadă de bani deja să accepte pentru ceva bani extra să promoveze o schemă Ponzi ca FTX, o companie care acum 3 ani nici nu exista și peste noapte a devenit unul dintre cele mai mari exchange-uri crypto, iar acum intră în insolvență și banii tuturor celor ce au ascultat de astfel de fraieri sunt în pericol sau deja sunt evaporați. Is that he uses FTX, our sponsor. Oh, yeah. There we go. I was so confused for a second, but Alex FTX is, good. Is a place where you can buy, sell, track, and trade a multitude of cryptocurrencies all in one place with fees that are up to 85% lower than the top competitors. They have no minimum fixed fees and withdrawals, and no gas fees on the top Ethereum and Solana collections. Yeah. And use referral code MMFTX to get free crypto with your first trades through the app. You should tell him about Sam Bankman-Fried. Sam Bankman-Fried's the man. He's given away 99% of his wealth and he lives in the Bahamas, living the life, living the good life. He's the man. We need to have him on. Puteți să vă dați singur seama că FTX a plătit bani grei acestor youtuberi, mai ales că a reușit să-l convingă și pe Joseph Carlson, pe care lumea îl știe ca un youtuber de tip value investor, un youtuber mai cu principii, să zicem, față de ceilalți, până și el a promovat intens FTX, pentru că, fraților, lăcomia ăstora nu are limite. Probably know him. It's FTX US, which is one of the largest US regulated crypto exchanges. You can go in and trade cryptocurrencies on FTX with minimal fees. So their fees are far less than most of their competitors. They're also very well backed, so they're a lot more stable. They were just valued at $32 billion. So it's a pretty big stable company. Toate astea din supercasele lor, cumpărate cu banii celor ce îi urmăresc până la urmă, persoane pe care ei nu dau doi bani, dar care ascultă și iau de bun ceea ce ei spun și ceea ce ei promovează. Pentru că se vor a fi educatori financiari, iar omul fără cunoștințe și fără prea multă educație financiară, evident că ascultă de unul care e urmărit de zeci sau sute de mii de oameni. Hi, my name is Andrei Gic. Hope you're doing well. Come for the finance and stay for the Binance. But as usual, have a wonderful rest of your day. Smash the like button, subscribe if you haven't already. Don't forget to grab up to $250 worth of free Bitcoin right here. Șarpele ăsta de Andrei Gic a postat un clip imediat după scandalul FTX, evident să încerce să se scoată, că nu e vina lui, că nu știu ce, că lumea trebuia să-și mute criptocăcaturile în Ledger, după ce el îi promova îndemnând urmăritorii să-și bage banii în FTX. Dar ce mi se pare și mai de prost gust, clipul este tot unul promoțional, plătit, și de cine crezi?
Păi, la sfârșit, promovează altă țigănie de platformă crypto numită BlockFi, care, ce să vezi, a scos un comunicat prin care spune că este un partener FTX și că nu se așteptau la așa ceva și le pare rău, dar vor sista și ei retragerile de bani din platformă. Băi, ce lepră de om! Sponsorul acestui videoclip. Rooster Capital este o platformă de crowdfunding care face practic legătura dintre investitori și de proiecte crypto în stadiu incipient. Se întâmplă și la noi aceeași treabă de la Florin Rață, care e sponsorizat la fel de nu știu ce startup crypto, Cristian Chifoi, care acum vreun an, doi a recunoscut că el habar nu avea ce e aia crypto și în prezent e cel mai mare, nici nu știu cum să-i zic, profesor de cripto și care te învață de fapt cum să faci bani rapid și să te îmbogățești peste noapte și mulți, mulți alții pe lângă ei, ăștia sunt educatorii financiari din România, datorită cărora, îmi pare rău să vă spun, dar vom rămâne la fel de needucați financiar ca și până acum, pentru că în loc să înveți ceva, crede-mă când îți spun că ăștia mai rău îți fac. De fiecare dată când vedeți acest semn în orice clip, asta înseamnă că respectivul YouTuber a fost plătit de cineva pentru a face acel clip și ar trebui să-ți pui imediat un semn de întrebare și să analizezi puțin treaba aia pe care ți-o recomandă respectivul, care, după cum am zis, poate fi ok, poate nu. Number one, I was working strictly, solely with FTX US. That is not the company currently involved in liquidation proceedings. That's FTX.com. I have nothing to do with that company. I've never worked with them. I've never spoken to them. FTX US was the only company I work with, and they're 100% operational. You can buy, you can sell crypto, you can pull your money out, you can put your money in. Nothing is going on with FTX US. It's 100% absolutely fine. Piece of shit. Câtă lăcomie. Și ca să vă dați seama câtă amploare a luat totul, eu sunt un canal foarte mic, 4.000 de abonați și cu toate astea am primit deja o groază de mail-uri cu propuneri de parteneriat pentru a promova platforme mai puțin cunoscute sau chiar foarte cunoscute, cum ar fi Crypto.com, eToro sau Mumu, o platformă de trading promovată intens deja pe YouTube de canale gigant menționate înainte, Andrei Gic, StockMo, Meet Kevin, Ricky Gutierrez și alte petarde internaționale. Chiar în mail-ul pe care mi l-au trimis au ținut să menționeze acest lucru. Nu imaginați-vă unde s-a ajuns dacă aceste platforme au decis să mă contacteze chiar și pe mine, care sunt un YouTuber extrem de mic. Și ca un alt exercițiu de imaginație, gândiți-vă cât de periculos este totul dacă YouTuber care deja fac mulți bani au acceptat asta din lăcomie, cum vor sări ăștia mai mici care vor fi ademeniți cu sume mari pentru a promova căcaturi. La final, e vorba de integritate și de tine ca urmăritor, încearcă să stai departe de prostii pentru că îmbogățirea peste noapte nu există decât la loto, indiferent cât de promițătoare ar părea. Ai grijă de unde ții informațiile și pe cine urmărești, pentru că la sfârșitul zilei e vorba de banii tăi munciți și pe care vrei să-i investești și nu să-i arunci la gunoi. Iar dacă vrei să primești cripto în valoare de până la $500, îți recomand platforma CryptoSheet, depune $100 și primești 500 înapoi. Glumeam, ce mizerii. Eu am fost Claudiu și până data viitoare vă salut, la revedere.